sunt supărat, sunt dezamăgit. Nu, nu a fost rezultat ca am vrut, așa a fost. Nu am jucat bine repriza a doua în atac, am făcut greșeală de la minge și așa a fost. Nu, nu sunt fericit, nu. Sigur că nu. Au fost probleme mari în apărare, mai ales în zona centrală. Parcă nu s-au înțeles între ele, nici Gonzales, nici... Nu sunt de acord, eu cred că apărarea a fost bine, 23 de goluri cu echipa, la fel cu FTC, cu Emily Volk și 2-3 jucători cu foarte bine 1-1. 23 de gol cred că e foarte bine în apărare, dar problema noastră a fost în atac și în faza a doua, unde am pierdut mingere ușor, după am jucat 6-7 și am pierdut 3 mingere ușor. Și așa a fost. Nu, nu cred că problema noastră a fost în apărare, a fost, cred, în atac. Ați avut un schimb, un portar foarte bun, a apărat destul de multe mingi. Ar fi fost altfel diferența dacă nu s-ar fi supărat? Nu, eu cred că diferența a fost că am pierdut mingele în moment foarte important de joc. Am fost în 3 gol după am jucat 7-6, am aruncat 2 ore și am greșit la aruncare. După am pierdut 3-4 mingele, așa a fost. Cred că nu e problema în apărare, cred că e problema în atac și în moment important am pierdut mingele foarte, foarte important pentru că nu am știut a căuta soluție mai bună. E un sezon dezastros pentru Rapid, având în vedere că ați ratat calificarea și că nu... Nu, am ratat calificarea, dacă tu ai zis că e dezastros, ok, dar... Bineînțeles, dacă avem doi meciuri și aici se trebuie să luptăm de acum pe la final. Avem doi meciuri, sunt 3 puncte înainte noastră, dar aici trebuie să joace doi meciuri foarte greu. Noi jucăm doi meciuri foarte greu, dar nu cred că nu s-a terminat faza de grup de la Champions League. Și bineînțeles că tu, părerea ta, eu respect, dar nu sunt de acord. A fost un sezon greu cu prea multe accidentări, nu vi se pare că totuși au fost prea multe accidentări la Rapid în acest sezon? Da, așa sunt de acord. Avem 3-4 fetele accidentare și noi avem nevoie de toată lumea dacă vrem fi un sezon puternic. Avem nevoie de toată lumea, dar așa este, facem ce mai bine putem, recuperăm toată lumea. Alicia e foarte important, Esteban a făcut 2 antrenamente înainte la meci și după o lună jumate fără antrenament, știi? Și nu putem aștepta, nu se poate aștepta dacă o fată care a fost accidentată 2 luni sau o lună jumate vine și ne salvează, nu se poate. Dar trebuie că suntem cu capul unde trebuie, știi? Nu trebuie să așteptăm ca după o lună jumate vine cineva și ne salvează. Mulțumim!